Dar dacă tot vorbim de valori și de principii, ne-am putea întreba, au ele vreo valoare într-un moment ca acela pe care o străbate țara noastră astăzi? Pentru că așa cum bine știți, suntem într-o perioadă de criză economică foarte dură. Mai mult decât atât, săptămâna trecută, președintele României, sprijinit de Guvernul României, sprijinit de grupurile parlamentare de PDL și de parlamentarii care susțin în general guvernarea de astăzi, președintele României a făcut un anunț dramatic. Pentru că această criză în care ne află nu poate fi depășită și fără măsuri foarte dureroase. Și veți întreba, de ce am ajuns aici? Și de ce aceste măsuri sunt cele care le privind atunci? Între alte principii și valori pe care doctrina populară le reunește în marca sa, adevărul este într-un loc central. Nu putem clădi în mod serios decât pe adevăr. Și care este adevărul care a fost recunoscut prin măsurile anunțate de președinte de săptămâna trecută? Este un adevăr simplu pe care îl știe fiecare om, fiecare gospodărie, fiecare comunitate și ar trebui să-l știe și partidele politice și statele. Adevărul acesta simplu este de multă vreme cunoscut, dintotdeauna. Nu poți consuma mai mult decât produci. Fiecare familie știe asta. Că dacă are anumite venituri, trebuie să-și dimensiune de cheltuire în raport cu veniturile pe care le are. Ar putea să cheltuiască mai mult dacă împrumută. Și într-adevăr asta este o soluție pentru a putea cheltui mai mult decât produci, pentru a putea cheltui mai mult decât veniturile pe care le obții din ceea ce produci. Problema este cât timp poți să trăiești. Și România, în momentul de față, este o țară în care, din păcate, din 90 până astăzi, toate guvernările, și când spun toate, mă gândesc chiar și la guvernările din care noi am făcut sau facem parte, toate guvernările nu au știut să clădească economia pe acest adevăr elementar. Să consumăm cât producem. Am clădit statul pe o minciună. Pe minciuna că resursele sunt inepuizabile, că putem cheltui mai mult decât producem, fără limită în timp. Ei bine, asta și scadeți. Pentru că această criză europeană în care ne aflăm, ne obligă să constatăm că a venit scadența. Nu mai putem cheltui mai mult decât producem. Se poate spune, păi ne putem în continuare. Asta este o soluție, într-adevăr. Problema este unde duce această soluție a împrumutului perpetu. În principal, trebuie să ținem seama de niște constrângeri europene, pentru că suntem membri Uniunii Europene, trebuie să ținem seama că este de deficit bugetar, trebuie să ținem seama că finanțarea deficitului bugetar nu se poate face la nesfârșit și că până la urmă nu putem merge pe ideea împrumutului fără limite. Atunci există, în situația în care ne aflăm, două soluții posibile. Ori creștem veniturile, ori reducem cheltuielile. Mulți sunt tentați să spunem să creștem veniturile. Numai că aici există două moduri de a crește veniturile. Prin productivitate sau prin impozite și taxe. Singura soluție de drag este aceea de a crește veniturile prin productivitate, nu prin impozite și taxe. Pentru că dacă se merge pe ideea creșterii impozitelor și taxelor, până la urmă ele omoară productivitatea, omoară sectorul privat, omoară resursa esențială a unei țări. Pentru că o țară se susține nu pe spatele celor care consumă, ci pe spatele celor care produc. O țară se susține nu prin cei care consumă bani de la buget. O țară se susține prin cei care varză bani la buget. Cei care plătesc taxe sunt cei care susțin bugetul unei țări și care susțin pe umerii lor întregul stat. Și atunci, ce faci? Îi distrugi pe cei pe umerii cărora stă statul, pe cei care susțin bugetul cu taxele lor?
sau încerci să reduci cheltuielile la nivelul la care bugetul îți permite. Și a doua variantă este variantă de dreapta. Dacă vorbeam mai devreme de principii și valorile drepte, exact într-un moment de criză ca acesta se vede foarte bine care sunt opțiunile de stânga și care sunt opțiunile de dreapta. În partea stângă avem modelul cheltuielii fără limită, modelul minciunii, avem modelul proteselor de stradă, ca și cum, ieșind în stradă, putem să conducem mai mulți bani. De cealaltă parte, avem un model al responsabilității. Să reclădim statul român pe ideea de responsabilitate. Să reclădim țara pe ideea că prioritatea au cei care produc. Prioritatea au cei care produc venit. Prioritatea au cei care plătesc taxele din care se suportă după aceea toate cheltuielile. Dacă punem lucrurile invers, dacă le așezăm într-o ordine nefirească, dacă plecăm de la cheltuieli și credem că ele pot să fie făcute în mod nelimitat, dacă ignorăm limita de venitul pe care o avem, atunci, fără îndoială, că putem să mințim în continuare alegătorii, putem să mințim în continuare românii, putem să mințim în continuare pe toată lumea. Numai că, cel puțin în afară, nu mai suntem plătiți. Poate că unii dintre români vor fi dispuși să creadă nimic. Poate că unii români sunt dispuși să creadă că, dacă iese în stradă, le crește salariul peste noapte sau pensia peste noapte. Dar vreau să vă spun că, în afară, la instituții internaționale, fiecare de Uniunea Europeană, de Fondul Monetar Internațional, de Banca Mondială, de cei care au bani să împrumute, nu vom mai avea posibilitate. Iar dacă acum avem posibilitatea să redresăm situația economică, mai târziu, dacă continuăm sarabanda împrumuturilor, nu vom mai putea face lucrurile. Și cum bine știți, avem exemplu aproape, la câteva sute de kilometri, Grecia este varianta pe care o putem vedea, și rămâne de văzut dacă suntem de acord sau urmă. Ei bine, dreapta spune categoric, nu. Nu o să este drumul României. Dreapta populară din România spune, avem inteligența necesară, avem poziția necesară, avem voința politică necesară pentru a reconstrui statul român pe o temelie solidă. Și anume, să vedem cât ne putem întinde planul.